În această seară un premiu. E primul, au fost mai multe premii pentru tine până acum? Da, nu este primul. Mă bucur că pentru primul acesta și sunt onorată, mă simt onorată. Nu este primul premiu pe acest an. Nu știu ce, anul ăsta cred că a fost cel mai premiat an al meu. Am luat și cea mai... pentru ascensiune incredibilă în televiziune, pentru cea mai bună stand-up female woman și altele care nu le pot zic, să le zic acum. Da, mă simt onorată, ce zic, și îmi place să primesc premii. Deci dacă aveți premii și nu știți cui îi le dați, îi le dați mie. Cum te simți? Vorbeam puțin mai devreme de a fi actor, de a face stand-up, se completează, te ajută și faptul că ai făcut actorie? Se ajută, adică eu am făcut și am terminat facultatea de informatică, am făcut și actoria, și într-adevăr se completează una cu alta. În primul rând, când scrii un material de stand-up, trebuie să folosești logica cât de cât, intuitivă sau chiar neintuitivă, știi? Poți să o gândești. Și actoria mă ajută pentru ce transmit eu pe scenă, ce vreau să spun omului. Mi-e mult mai ușor, într-adevăr, unei actori e mult mai ușor să transmită că în stand-up, că în teatru, să spună ceva publicului. Îți dorești să faci, să fii mai mult actor, să spunem, să joci în filme, teatru? Doresc, nu știu dacă și în teatru, dar am stand-up-ul și, ce să zic, dacă ar fi o oportunitate, un rol care să mi se potrivească și care să fie pe sufletul meu, ok. Dar da, îmi place foarte mult ideea de film, îmi place ideea asta că de a juca cât mai natural, că practic asta e în film, trebuie să joci cât mai natural și pliat pe personaj. Și da, mi-ar place și asta. În rest, ce alte proiecte ai acest an? Păi în acest an o să ne vedem la Săriț, la sezonul 2. O să avem turneu, și asta trebuie să știe, în străinătate, în Anglia. Nu știu să văd o dată, 12, 11, 12, eu nu le-am cu astea. Așa și cred că o să fie și în celelalte țări, dar nu știu să zic acum dacă e octombrie, dacă e noiembrie, dacă e decembrie sau după decembrie, dar o să fie și acestea. Și vă aștept la foarte multe show-uri de stand-up, la The Full, la Club 99, la... Și... Alte emisiuni TV la care vei mai participa sau ți-ai dori? Nu știu dacă mi-aș dori, mi se pare că trebuie să mi se potrivească în primul rând o emisiune. Deocamdată mă vedeți pe online foarte mult pe Anisia Gafton, pe care le fac și reclamă, Anisia Gafton Instagram, pe Facebook mă vedeți unde îmi scriu scenariile și fac sketch-urile și intru tot felul de personaje. Vorbeai, ai tot spus acum, faptul acesta că dacă mi se potrivește, da. Ești cumva, crezi tu că ești la acel nivel în care poți, nu știu, să refuzi anumite lucruri, pentru că nu mi se potrive și vreau doar ceea ce eu simt că... Dacă mi se dă acum un rol de... dacă mi se dă un rol de... habar n-am, nu știu ce aș putea să... N-am gândit, nu știu, că chiar nu am ajuns la ideea asta, la concluzia asta. Nu am refuzat până acum, nu mi s-a oferit un rol și am refuzat, mamă, nu pot să juc așa. Dar dacă mi s-ar da gen un rol de... Deși eu mă surprind foarte mult. A fost unele proiecte în care eu nu credeam că pot să fac față și pur și simplu pentru că m-am băgat în proiectul acela, o trebuie să duc la capăt. Și de aceea cred că câteodată nu e bine neapărat să stai în zona de confort. Pentru că eu cele mai mari realizări le-am, uite cum a fost și Sunt Celebru. La Sunt Celebru am zis, păi nu mi se potrivește, cum pot să fac eu așa ceva? Cum? Eu mă împiedic când merg pe stradă. Și uite că am câștigat. De-aia niciodată să nu spui niciodată. Da. Vorbeai și de online, unde ești foarte prezentă. Da, unde sunt foarte prezentă. Pe online mi-aduc aminte că am văzut la un dat în care nu erai supărată, doar spuneai că există și comentarii, oameni care comentează de rău. Da. Cum reușești să
reziști să faci față și comentariilor răutăcioase? Nu-mi pasă. În primul rând sunt oameni, dacă te uiți la poza lor de profil, imediat îți dai seama cu cine vorbești. Eu personal, dacă mă pun în situația lor, eu niciodată n-aș comenta la un, bă, dacă nu-mi place, nu comentez. Sau dacă ar face o greșeală capitală, băi, totuși nu ai făcut ceva rău pentru o categorie sau un grup social sau o categorie de oameni. Dar atâta timp cât nu am nicio treabă cu tine, nu știu de ce ar trebui să comentez. Aia nu trebuie să-ți pese. Poate la început era mamă, nu știu ce, dar acum foarte mulți ani. Oamenii o să fie gura lumii, nu pot să fac cu nimic și pe online, dar și în realitate. Așa că stați liniștiți, fiți zen, bucurați-vă de viață. Oamenii oricum or să vorbească pentru că de asta sunt oameni și viața merge mai departe și bucură-te de viață. Nu am. Tocmai am scris un editorial, că vorbeam despre asta, în care spuneam că în online de multe ori uităm să fim oameni. Da. Și dacă se întâmplă asta și în viața reală, oare? Eu cred că oamenii ăia se plictisesc acasă. Vă spun că nu poți să... Ori ai o frustrare și ai traume, săracul, bă, rău, ești așa, ori te plictisești foarte mult și dai un coment fără să-l gândești, știi? Eu cred că sunt astea două opțiuni. Ori ai traume foarte mari și frustrări foarte mari, ori pur și simplu te plictisești și dau și un coment, nici măcar n-am gândit ce am zis, știi? Nu crezi că ar fi mai bine înainte să scriem ceva, să da, ne gândim? Oare merită să scriu asta? Are vreun sens? Ajută pe cineva sau nu? Da, da. Să avem așa un mic... Posibil, da, cred că ar fi mai corect. Bă, să o gândesc, să o răzgândesc, dar acum nu știu ce e corect și ce nu e corect. Fiecare om e diferit și... ce să acum să fac eu justiție? Asta este situația. Nu e doar la noi, și în străinătate. Deci, practic, așa e toată lumea peste tot. Dar cert este că, v-am spus, oamenii respectiv ori nu sunt într-o zi o stare sufletească foarte bună, ori se plictisesc și bă, ia să dau, bă, te urtăiesc, bă, 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 bă. Știi? Și atâta timp cât tu ai probleme, te afectează. Dar dacă tu nu ai părerea respectivă, n-ar trebui să te interesezi. Bă, asta sunt eu, urâtă, frumoasă, deșteaptă, proastă, apar n-am, așa? Asta sunt eu, știi? Și atâta timp cât ești sigur pe tine, nu o să te... afecteze. Da. Eu îți urez mult succes în continuare. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Și îți mulțumim. Și eu vă mulțumesc foarte mult și să înceapă petrecerea aici.